La început era cuvântul, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvântul. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ceea ce a fost făcut nu a fost făcut fără El. Întru El era viața, și viața era lumina oamenilor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava sa, ca a unuia născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Întruparea lui Dumnezeu, consemnată în scris de către Sfântul Evanghelist Ioan și propovăduită de el, de ceilalți apostoli și de urmașii acestora într-o slujire, până la marginile pământului, a stat la baza a ceea ce tradiția bisericii a numit teologia icoanei. Posibilitatea reprezentării Fiului lui Dumnezeu în latura lui umană, chiar dacă nu a fost formulată ca dogmă până la Sinodul 7 Ecumenic de la Nicea din anul 787, a fost acceptată de către Biserica Primară, fără ca aceasta să însemne o încălcare a poruncii a doua din Decalog, referitoare la interdicția de a face chip cioplit sau orice altă asemănare cu ceea ce este în cer și pe pământ. Modelul l-a reprezentat, potrivit aceleiași tradiții, Sfânta Mahramă, pe care a fost imprimat chipul Mântuitorului după punerea sa în mormânt. În ceea ce o privește pe Maica Domnului, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost cel care a pictat-o cel din tâi, împreună cu pruncul Iisus în brațe. Cultul icoanelor s-a răspândit în special în partea de răsărit a Imperiului Roman, care va rămâne în istorie sub numele de Imperiul Bizantin. Terenul propice a fost creat de către împăratul Constantin cel Mare, pe care biserica l-a numit întocmai cu apostolii. După ce a dat libertate creștinismului prin edictul de la Milano din anul 313 și după ce s-a impus în fața lui Maxențiu în lupta de la Pons Milvius ca unic împărat roman, Constantin cel Mare a mutat capitala Imperiului pe malul Bosforului, în orașul ce-i va purta numele până la cucerirea otomană. Favorabil creștinismului prin influența mamei sale, Sfânta Împărăteasă Elena, dar și ca urmare a experienței trăite înaintea bătăliei cu Maxențiu, când pe cer i s-a arătat Mântuitorul Hristos cu o cruce pe care scria In hoc signe vinces, în acest semn de învinge, împăratul Constantin cel Mare și-a asumat calitatea de protector al bisericii prin convocarea Sinodului I Ecumenic de la Nicea. Conciliul a fixat în scris dogma unității după ființă dintre Tatăl și Fiul și a condamnat erezia arianistă. În perioada domniei împăratului Constantin și a urmașilor acestuia, cultul icoanelor s-a dezvoltat mai ales în latura lui pedagogică, de însușire și în același timp de răspândire a adevărurilor de credință prin intermediul imaginilor. Exista încă de pe atunci credința că icoanele pot mijloci harul lui Dumnezeu, că pot săvârși minuni nu prin materia în sine, ci prin prototipul reprezentat. Așa se explică importanța acordată procesiunilor cu icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului, care au avut loc la Constantinopol și în alte orașe din Asia Mică, începând cu secolul al IV-lea. Totuși, de o deplină integrare a icoanelor în cultul liturgic, putem vorbi abia în veacul al VI-lea, în vremea împăratului Justinian, ctitorul unuia dintre cele mai impunătoare lăcașuri de cult din perioada Evului Mediu Timpuriu, Catedrala Sfânta Sofia. Vreme de aproape un mileniu, Sfânta Sofia a fost martora atâtor și atâtor evenimente care au marcat istoria Bizanțului. Mehmed al II-lea cuceritorul, fascinat de frumusețea ei, nu a distrus-o, ci a transformat-o în moschee, iar Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul statului turc modern, i-a conferit statutul de muzeu. Parte din pictura originală s-a păstrat până în zilele noastre și constituie, la fel ca și inscripțiile în limba turco-osmană, de pe pereții naosului, un punct de atracție pentru vizitatori din lumea întreagă. În puține lăcașuri de cult, întâlnim la olaltă simboluri a două civilizații și religii diferite în ceea ce privește interpretarea revelației și în același timp unite prin credința într-un singur Dumnezeu. Însă interferența dintre creștinism și mahomedanism, ale cărei origini se pot întrezări încă din veacul al VIII-lea, a fost, după cum susțin unii istorici,
una din cauzele apariției mișcării iconoclaste, care considera închinarea prin intermediul imaginilor o formă de idolatrie. Contactul cu lumea islamică, în care reprezentarea lui Dumnezeu, a îngerilor și a profeților era, la fel ca și în iudaism, interzisă, i-a determinat pe unii împărați bizantini să ia măsuri împotriva cultului icoanelor, mergând până la interzicerea acestuia. Dar motivele apariției iconoclasmului nu pot fi reduse la influența islamului. Rezerve în ceea ce privește cinstirea icoanelor au existat încă din veacul al IV-lea, la unii părinți și scriitori bisericești, precum Justin Martirul, Atenagora Atenianul, Tertulian, Epifaniu de Salamina, Eusebiu de Cezarea. Chiar dacă respectivii părinți admiteau posibilitatea reprezentării Fiului lui Dumnezeu în virtutea întrupării sale, ei considerau că închinarea prin intermediul imaginilor intra în contradicție cu preceptul biblic potrivit căruia Dumnezeu trebuie cinstit în duh și în adevăr. Totuși, de un curent iconoclast în adevăratul sens al cuvântului, putem vorbi în lumea răsăriteană abia începând cu veacul al VIII-lea. Documentele epocii îi menționează pe Claudiopolis și Nicoleia, episcop de Efes, care s-au manifestat public împotriva icoanelor, cerând patriarhului German al Constantinopolului să le înlăture din viața bisericii. Atitudinea lor era motivată de exagerările în practicarea acestui cult, pe care biserica însăși le-a recunoscut ca atare. Astfel, în unele lăcașuri de închinăciune la Sfânta Liturghie, în vinul de pe masa altarului, care urma să se transforme în sângele Domnului, erau amestecate firicele răzuite de pe icoana Mântuitorului și a Maicii Domnului. La unele procesiuni, credincioșii se manifestau înaintea icoanelor întocmai ca în fața unor idoli, aducând, cel puțin în aparență, cinstire materiei în sine și nu prototipului reprezentat. Toate aceste exagerări nu au fost însă în măsură să determine biserica să renunțe la unul din cultele sale de bază, care reprezintă o formă de recunoaștere și în același timp de cinstire a întrupării lui Dumnezeu. Așa se face că nu instituția eclezială, ci puterea laică a fost cea care, vreme de mai bine de un secol, a încurajat și dezvoltat una dintre mișcările care a produs multă tulburare în viața bisericii și a imperiului. Împăratul care a impus iconoclasmul ca doctrină oficială în Bizanț a fost Leon al III-lea Izaurul. Pretextul declanșării luptei împotriva icoanelor l-a constituit erupția vulcanică din anul 726, pe care împăratul a pus-o pe seama mâniei lui Dumnezeu, provocată de idolatrie. Pentru a conferi legitimitate măsurilor de interzicere a cultului icoanelor, Leon al III-lea a convocat o adunare în care au participat înalți funcționari civili. Adunarea a redactat și adoptat un edict împotriva icoanelor, pe care patriarhul German al Constantinopolului a refuzat să îl semneze, drept pentru care a fost înlocuit cu patriarhul Anastasius. Acest edict a reprezentat pentru împărat baza legală a înlăturării icoanelor și a persecutării acelora care le cinsteau. Măsurile aveau să întâmpine însă o rezistență dârză din partea poporului. Grecia și insulele Ciclade s-au răsculat și au proclamat un nou împărat. Până la urmă, revolta a fost înăbușită, iar ca represalii, împăratul Leon al III-lea a poruncit să fie închisă Universitatea din Constantinopol. În apus, papa Grigorie al II-lea a protestat energic împotriva politicii iconoclaste, susținând că împăratul nu are dreptul să introducă inovații în ceea ce biserica a moștenit de la Sfinții Părinți. Urmașul său în demnitatea de episcop al Romei, papa Grigorie al III-lea i-a excomunicat pe adversarii cultului icoanelor, ceea ce a provocat o contramăsură din partea împăratului Leon al III-lea Izaurul, care a confiscat proprietățile bisericii romane aflate pe teritoriul bizantin din Italia și a scos de sub autoritatea suveranului pontiv diocezele Calabria, Sicilia, Creta, Iliricul Oriental, pe care le-a supus patriarhului de Constantinopol. În ciuda opoziției față de interzicerea cultului icoanelor, politica iconoclastă adoptată de Imperiul Bizantin nu a luat sfârșit odată cu moartea împăratului Leon al III-lea. Urmașul său, Constantin al V-lea,
un foarte bun general, care a obținut victorii importante în lupta împotriva arabilor și a bulgarilor, a socotit insuficientă legitimarea măsurilor împotriva icoanelor prin edictul adoptat de adunarea imperială. Noul împărat a dispus nici mai mult, nici mai puțin decât oficializarea iconoclasmului printr-un sinod al bisericii. Sinodul a avut loc în Palatul Imperial de la Hieria, pe malul răsăritean al Bosforului, lângă Calcedon, între 10 februarie și 8 august 754 și a fost numit sinod ecumenic, în ciuda faptului că nu toate scaunele apostolice au fost reprezentate. Hotărârile au fost consemnate într-un document în care scria că împărații sunt egali cu apostolii, investiți cu puterea Duhului Sfânt, nu numai pentru a desăvârși și învăța omenirea, ci și pentru a combate erezia. În sinodul de la Hieria a fost acreditată ideea că pictorul, atunci când zugrăvește chipul lui Hristos, poate reprezenta fie numai umanitatea sa, separată de divinitate, ceea ce înseamnă nestorianism, fie divinitatea absorbită în umanitate, situație în care pictorul ar cădea în monofizism. Această argumentare contravenea dogmei stabilite de Conciliul IV Ecumenic de la Calcedon, conform căreia cele două naturi ale Mântuitorului își păstrează propria identitate, ele fiind unite în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Iconoclaștii considerau totodată, în mod eronat, că icoana în sine este consubstanțială cu prototipul. De aceea, singura reprezentare a lui Hristos pe care o admiteau era Euharistia, înțeleasă ca simbol și chip și nu ca o prefacere reală, așa cum învață Biserica. Tot la Hieria a fost lansată ideea că virtuțile sfinților sunt chipuri vii pe care credinciosul le reproduce în sine însuși și nu în icoane. Potrivit ierarhilor participanți la sinod, nici Maica Domnului nu putea fi reprezentată, întrucât se află mai presus de ceruri și de sfinți. Imediat după sinodul din 754, când iconoclasmul a fost legitimat nu numai de puterea imperială, ci și de o parte a instituției bisericești, împăratul Constantin al V-lea a dezlănțuit o prigoană fără precedent împotriva adepților cultului icoanelor. Atât de mult rău a făcut acest împărat, spun documentele epocii, încât rămășițele sale pământești au fost scoase din Biserica Sfinților Apostoli, după restabilirea cultului icoanelor. Prin măsurile adoptate de Constantin al V-lea, adepții cultului icoanelor erau obligați să jure că nu vor da cinstire reprezentărilor, în caz contrar, urmând a fi maltratați sau uciși. Persecuția i-a vizat și pe unii înalți demnitari imperiali, care au fost umiliți în public, orbiți sau asasinați. Cei mai afectați au fost însă monahii, care au respins erezia iconoclastă și care au continuat să trăiască după învățătura Evangheliei și a Sfinților Părinți. Ei au fost alungați din mănăstiri și exterminați odată cu icoanele pe care le cinsteau, iar multe din așezămintele monahale au fost transformate în hanuri ori cazărmi. În acest context, partea de sud a Capadociei menționată într-una din epistolele Sfântului Apostol Petru, în care se găsesc celebrele grote din piatră, transformate în biserici, schituri și mănăstiri, încă din primul veac al civilizației bizantine, a devenit unul dintre principalele centre de rezistență împotriva iconoclasmului. În fosta provincie romană, Cezarea Capadociei, care a dat lumii pe cei trei mari dascăli, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur, s-au adăpostit ucenicii Domnului supuși prigoanei împăraților romani de dinaintea lui Constantin cel Mare. Așa se explică venerarea deosebită pe care creștinii refugiați în aceste locuri o acordau mucenicilor, după cum rezultă din scrierile părinților capadocieni, dar și din martirologiul răsăritean, în care numele de Cezarea Capadociei apare foarte des. Și tot în această zonă, aflată cândva la granița Imperiului Roman, și-au găsit refugiul în secolele 8-9 monahii care au refuzat să lepede cultul icoanelor și să se supună măsurilor luate de împărații aflați în slujba diavolului, așa cum erau considerați Leon al III-lea Izaurul și Constantin al V-lea. Cele peste 300 de biserici săpate în piatră, multe dintre ele în formă de cruce, de la Zelve, Ilara și Göreme,
care în traducere din limba turcă înseamnă nu ne puteți vedea aici, conțin fresce din Vechiul și din Noul Testament, reprezentări ale Mântuitorului Iisus Hristos, ale Maicii Domnului, ale martirilor și îngerilor. Reprezentări care nu au putut fi distruse de furia iconoclastă. Unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult de acest gen este Caranlic, sau Biserica Neagră, care are doar un mic ochi de fereastră pe unde poate intra lumina. Un lăcaș de cult asemănător este Caricli, sau Biserica cu Sandale, care nu are altă sursă de lumină decât ușa de la intrare, în spiritul cugetării lui Dumnezeu, așa cum spun teologii. În incinta Muzeului Natural de la Göreme, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Asia Mică, există biserici săpate în stâncă de dimensiuni mari, precum Tokali, Kavushin, Sakli sau Biserica Ascunsă, Ehazar, Kiliklar, Küslük, la care se adaugă bisericile închinate Sfinților Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Onufrie, Eustatie și Ecaterina. Toate aceste lăcașuri de cult conțin fresce foarte bine conservate, care datează chiar din perioada iconoclastă. Ele au fost pictate ca o reacție la politica imperială și constituie dovada perpetuării cultului icoanelor, chiar și în condiții de prigoană. Pentru că vorbim despre criza iconoclastă și despre consecințele acesteia în planul vieții bisericești, nu putem trece cu vederea personalitatea remarcabilă a Sfântului Ioan Damaschin, unul dintre cei mai mari teologi și asceți ai creștinătății. Sfântul, originar din Damasc, a lăsat o operă consistentă și bogată, în care latura dogmatică, morală și exegetică ocupă un rol esențial. Cu argumente scripturistice și patristice, Sfântul Ioan Damaschin i-a combătut pe adversarii cultului icoanelor. În dogmatica, lucrarea sa de căpătâi și în cele trei cuvântări apologetice, Sfântul Ioan Damaschin distinge 6 tipuri de icoane. Icoana naturală, reprezentată de Fiul lui Dumnezeu ca icoană vie a Tatălui. Paradigmele divine, prin care se înțeleg lucrurile hotărâte mai înainte de Dumnezeu, care s-au înfățișat în icoană înainte de devenirea lor. Omul însuși este considerat de către Sfântul Ioan Damaschin o icoană, prin faptul că poartă în el chipul lui Dumnezeu. Al patrulea tip de icoană este cel întrebuințat de Sfânta Scriptură, care atribuie forme, figuri și chipuri celor nevăzute, necorporale. Tot Scriptura oferă, în viziunea Sfântului Ioan Damaschin, și un alt tip de icoană, care înfățișează mai dinainte cele viitoare. Rugul aprins, toiagul lui Aron, vasul cu mană, o preînchipuiesc pe Sfânta Fecioara Maria, născătoarea de Dumnezeu, iar șarpele de aramă anticipează înălțarea Domnului. Al șaselea fel de icoană este acela spre aducerea aminte a faptelor trecute, a minunii și a virtuții. El se încadrează în icoana propriu-zisă, pe care Sfântul Ioan Damaschin s-a angajat să o apere în fața iconoclaștilor. Pe lângă tipurile de icoane, Sfântul Ioan Damaschin distinge mai multe forme de închinare. Adorarea pe care creștinii o aduc numai lui Dumnezeu, închinarea adusă lui Dumnezeu prin prietenii și casnicii săi, la care se adaugă cinstirea acelora care conduc și stăpânesc în calitate de exponenți ai puterii laice. Cultul care se aduce unei creaturi, spunea Sfântul Ioan Damaschin, este motivat de raportarea acesteia la Dumnezeu, fiind în ultima instanță un cult închinat Creatorului. Sfântul Ioan Damaschin a fost anatemizat de Sinodul de la Hieria, care l-a numit adorator al lemnului și închinător la idoli. Învățăturile sale au fost păstrate însă în mediul monastic și în general în comunitățile ecleziale care nu au pactizat cu politica iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea. Ele vor constitui punctul de plecare în formularea dogmei despre cinstirea icoanelor, care a avut loc la cel de-al 7-lea sinod ecumenic întrunit la Nicea în toamna anului 787. Constantin al V-lea murise, la fel și urmașul său la tron, Leon al IV-lea Cazarul. Împărăteasa Irina, mama moștenitorului minor, Constantin al VI-lea,
a fost cea care, în acord cu Patriarhul Tarasi al Constantinopolului și cu Papa Adrian I, a convocat Sinodul Ecumenic. La sinod au participat 367 de episcopi din toate scaunele apostolice, fapt care i-a conferit legitimitatea necesară pentru formularea unor dogme și canoane. Conciliul a combătut hotărârile sinodului de la Hieria, contestându-i calitatea de adunare ecumenică, întrucât nu au fost prezenți nici patriarhii din răsărit, nici episcopul Romei, iar deciziile luate intrau în contradicție cu învățătura bisericii. Participanții la cel de-al șaptelea sinod ecumenic de la Nicea au căzut de comun acord că toate lucrurile din lume capătă o semnificație nouă prin întruparea lui Hristos. Întreaga materie devine purtătoare a Harului Duhului Sfânt, deschizând astfel calea omului spre unirea cu Dumnezeu. Aceasta a constituit esența dogmei referitoare la cinstirea icoanei în calitate de purtătoare a prototipului reprezentat și de mijlocitoare a Harului Divin. Părinții sinodali au făcut distinția clară între adorarea care se cuvine lui Dumnezeu și venerarea care se cuvine sfinților, în frunte cu Maica Domnului, care se bucură de supravenerare. Cinstirea cuvenită sfinților s-a extins și la moaștele acestora, respectiv la icoanele care îi reprezintă. Chiar dacă, din punct de vedere dogmatic, sinodul a marcat victoria împotriva iconoclaștilor, lupta împotriva cultului icoanelor nu a luat sfârșit. În 814, împăratul Leon al V-lea armeanul i-a cerut patriarhului Nichifor să așeze în biserici icoanele la o înălțime care să nu permită sărutarea acestora. Întrucât a refuzat, a fost înlocuit cu Teodor, starețul mănăstirii Studion din Constantinopol. Nici acesta nu s-a supus deciziei împăratului, ba mai mult a încurajat cinstirea icoanelor în interiorul lăcașurilor de cult și procesiunile cu sfintele icoane. Sfântul Teodor Studitul a fost un reprezentant de seamă al monahismului, pe care l-a definit ca o slujire aparte în biserică. Iată de ce starețul mănăstirii Studion, devenit patriarh al Constantinopolului, a combătut cu tărie iconoclasmul, îndemnându-i pe credincioși, călugări și mireni deopotrivă, să facă ascultare de biserică și nu de hotărârile arbitrare ale unor împărați. Atitudinea sa a declanșat un nou val de persecuții, care a durat vreme de aproape 30 de ani, până la sfârșitul domniei împăratului Teofil. Văduva acestuia, împărăteasa Teodora, urmând exemplul înaintașei sale, Irina, a decis împreună cu patriarhul Metodie să reintroducă cultul icoanelor. La sinodul de la Constantinopol din anul 843 au luat parte episcopi, egumeni și monahi care au avut de suferit de pe urma prigoanei iconoclaste. Aceștia au declarat valabile toate hotărârile celor șapte sinoade ecumenice, au restabilit cultul icoanelor și au compus un text de anatemizare a tuturor ereticilor, începând cu Simon Magul. Textul a fost citit în prima duminică din Postul Mare, pe 11 martie 843, care avea să fie numită Duminica Ortodoxiei, în amintirea biruinței dreptei credințe, împotriva tuturor ereziilor.